Deputatul Vasile Popeangă, fostul suprefect al Bucureștiului Liviu Andrei și fostul adjunct al Romarm George Ioana s-au înscris în Mișcarea Populară. Cei trei și-au semnat adeziunile vineri dimineață. Popeangă spune că trecerea la noua formațiune este făcută în semn de protest față de lipsa de atitudine a PSD la nivel național în problema mutării sediului complexului energetic Oltenia. Motivul principal, și vă spun foarte deschis și nu o spun în mod populist, este faptul că la nivel central Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, așa cum, mă rog, ar trebui să se laude alții, n-au luat nicio atitudine vis-a-vis de mutarea sediului complexului energetic Oltenia. Pe mine mă revoltă acest lucru. Președintele acestei formațiuni politice la nivel de țară este un adevărat om politic, un adevărat bărbat politic. Și asta m-a determinat în această conjunctură în care vedeți că nu mai există niciun fel de opoziție, că toată lumea face ce vrea, să vin în Mișcarea Populară. Parlamentarul care a criticat constant în ultimul an atitudinea și acțiunile unor lideri PSD din județ spune că nu a plecat la Mișcarea Populară pentru un nou mandat de deputat. Având în vedere faptul că Mișcarea Populară este un partid nou, în care vin foarte mulți tineri, vreau să împărtășesc din experiența mea politică, pentru că vă anunț foarte deschis, eu nu voi candida pentru Parlamentul României, vreau să candidez pe o listă de consilieri județeni și cu această ocazie îl anunț pe Caporal și pe Costre că voi candida pe o listă de consilieri județeni. Fostul director adjunct de la Romarm, înscris și el în Mișcarea Populară, va fi candidatul pentru primăria Negomir, localitatea natală, unde spune că vrea să se retragă. George Ioana a fost ofițer de informații la SRI și director la fabrica de tancuri. Cu durere vă spun că se puteau face cu aceia, cu banii care s-au cheltuit la Negomiru, luați de la mineric, luați din bugetul local, se puteau face mult mai multe obiective și realizări mult mai importante. Primăria Negomir n-a accesat fonduri europene, s-a limitat numai la fondurile bugetului național și este într-adevăr o mare eroare care s-a făcut atât la nivel național, la nivel județean și la nivelul comunelor. Fostul prefect Liviu Andrei, care și-a dat demisia recent de la Prefectura Capitalei, spune că s-a întors în Gorj ca să fie acasă. Am venit în Mișcarea Populară pentru că a lucra cu Traian Băsescu este o onoare deosebită pentru mine. Am lucrat cu Traian Băsescu de la început, din momentul când a candidat la primul mandat de președinte în 2004. Vin în Gorj cu drag, simt că pot să fac treabă. Încerc să, împreună cu cei care îi vedeți la masă, să facem o echipă pentru Consiliul Județean care să fie credibilă în fața electoratului. Încercăm să găsim cele mai bune variante pentru funcțiile de primar și lese distră de consilier local din teritoriu. Președintele Traian Băsescu a confirmat vizita la Târgu Jiu în data de 19 martie, când vor fi lansați toți candidații din județ ai formațiunii.